Formația Târgu Mureșeană de basket masculin BC Mureș a pierdut la limită înfruntarea cu echipa CS Otopeni. La meciul care a contat pentru prima etapă a campionatului național nu a participat Wadel, care a suferit o accidentare la genunchi. Meciul care s-a jucat ieri seară în sala sporturilor din Otopeni a fost arbitrat de trioul Stelian Bănică, Alin Mircea Faur și Marius Sepure. În prezența fanilor târgumureșeni care au bătut drum lung pentru a-și susține echipa favorită, gazdele au început în forță confruntarea și au încheiat primul sfert cu un avantaj de 12 puncte. Basketbaliștii antrenați de Audrius Pracuraiti s-au reușit să se adune și să arate că pot fi o echipă valoroasă. Cu o apărare mai puternică și atacuri precise, BC Mureș a redus din handicap, astfel sfertul 2 s-a încheiat cu scorul de 37 la 43 în favoarea tigrilor. După pauza mare, tigrii reușesc să țină pasul cu jucătorii antrenați de Emilia Nisici, însă sfertul 4 a fost caracterizat de aceeași lipsă de concentrare cu care tigrii au început acest meci. Scorul final al primului meci disputat de BC Mureș în campionatul național a fost de 66 la 63, iar tigrii au fost nevoiți încă o dată să se declare învinși în fața unei echipe pe care nu au reușit niciodată să o învingă în deplasare. Statisticile arată că la categoria aruncări BC s-a descurcat mai bine decât adversarul, însă cele 19 mingi pierdute au avut un cuvânt greu de spus în Șecul tigrilor. În această etapă s-au mai înregistrat următoarele rezultate. Steaua București, CSU Sibiu 69 la 75, Gazmetan Media, CSU Brașov 108 la 64, CSM București, Gladiator Cluj-Napoca 82 la 65, BC Argeș Pitești, Energia Rovinari 83 la 78, CSM Oradea, SCM U Craiova 89 la 78, CSU Ploiești, BCM Timișoara 96 la 80, CSU Otopeni, BC Mureș 66 la 63, Ucluj-Napoca, Dinamo București 74 la 55. În cadrul cele de-a doua etape, BC Mureș va primi vizita formației Umo Bitter cu Cluj Napoca, într-un meci care va fi cu siguranță unul de infart. Întâlnirea se va disputa sâmbătă în sala sporturilor din Târgu Mureș cu începere de la ora 19 și va fi arbitrată de trioul Laurențiu Grigoraș, Alin Mircea Faur și Dorin Fumu.